se vor auzi bocănel, să știți că bocăne cu patos un vecin. Videoclipul de astăzi are ca scop câteva cumpărături așa la ceas de seară. Este sâmbătă astăzi, nu știu câte videoclipuri am filmat astăzi, dar am filmat multe. Nu neapărat videoclipuri, cât cadre, nici eu nu mai știu ce să filmez, dar mă bucur că totuși este o perioadă în care am ce să vă aduc în atenție, avem destul conținut, videoclipuri filmate în avans. Vă spuneam că de Black Friday nu am prea cumpărat mai nimic, adică n-am avut nimic pe listă, dar astăzi e 16 noiembrie. O să vedeți videoclipurile pe parcursul a câtorva săptămâni, cred eu, filmate astăzi. A fost Black Friday la BBT. Eu, de când sunt în Constanța, atât eu cât și soțul, nu am văzut niciodată așa potop cum a fost astăzi în centrul comercial Vivo, dacă sunteți din Constanța, a fost un maritimo. Potop, n-aveai unde să parchezi, era plin de lume, iar în BBT erau cozile până în capăt. Erau reduceri, într-adevăr, dar foarte, foarte aglomerat. Mă mir cum de a avut răbdare soțul să stea la coadă, că el nu prea are răbdare de obicei. Haideți să vă arăt ce am luat din BBT, DM și foarte puțin Pepco. Am luat așa, un set de la Alpecin, șampon cu cafeină. Pe ăsta și l-a luat soțul meu, pentru că îi cam cade părul în ultima perioadă și am auzit că ăsta ar fi bun. Am și bonul aici, să vă zic care era sper că am bonul. Ăla. Da. Îi cam cade părul în ultima perioadă și am auzit că este destul de bun. În DM prețurile erau destul de mari, iar setul acesta, că am putut să mă raportez, să ne raportăm de fapt la prețuri, pentru că prima dată am fost în DM. Setul acesta a fost 30,5 lei și a avut reducere 3,05 lei. Și avem un șampon la 250 de ml și un șampon la 75 de ml. Zice aici că stimulează rădăcina părului în timpul spălării și are activator al rădăcinii părului, întărește rădăcina de păr slăbită, previne căderea părului în alopecia androgenică. Nu ne confruntăm cu alopecie, slavă Domnului, cel puțin nu pentru moment, dar cine știe, pe viitor ne cade destul de mult păr, atât mie cât și soțului în ultima vreme, probabil de la stres, alimentație, cine știe. Și o să revin cu feedback după ce o să-mi spună el cum i se pare. Bun, următorul produs este acest gel de duș de la Misu, sper că pronunț bine, a fost așa, 22 de lei și a fost redus 9,24 lei, deci l-am luat cu vreo 12 lei, ceea ce e destul de bine. Eu aveam impresia că gelul ăsta de duș era mai scump și țin bine minte că odată l-am văzut la 40 ceva de lei, pentru că am vrut să iau și nu mi s-a părut justificat prețul. Acum văd că el aici scrie că e redus de la 22 de lei, așa o fi. Cert e că era bătălie pe ele, toată lumea avea pe banda de la casa de marcat cel puțin 1-2 geluri din astea de duș. Soțul l-a ales pe ăsta cu banană și piersică și miroase foarte bine, foarte gurman. Duce mai spre vară ăsta, într-adevăr, dar lui nu-i place aroma pe care urmează să vă arăt, că nu-i place în general. Da, miroase tare bine, o să vedem și cum sunt. Am înțeles că sunt foarte parfumate și că ar persista mirosul pe piele și după ce te speli. Iar aici avem varianta asta pe care o tot miros eu de multă vreme, cu caramel sărat. Și știu că este și parfum, așa, și cremă de corp și scrub. Da, mie îmi place mult. Gurmandă, îți vine să-l mănânci, efectiv. Miroase a prăjitură cu caramel. Soțului nu-i place caramelul în mod normal, sau nu neapărat că nu-i place, dar nu este printre aromele lui preferate. Lui îi plac astea mai... îi plac puternice în parfumuri, dar caramelul nu-i place. În fine, aici avem un Stress Clean complex, care a fost așa, redus cu 14 lei de la 40, deci l-am luat cu 26 de lei. Uite așa, despre asta nu o să vă spun mare lucru, pentru că eu nu vreau să recomand sau să mă luați ca etalon în ceea ce privește suplimentele alimentare. Luați-le la recomandarea medicului, nu la recomandarea mea și nu la recomandarea nimănui din ceea ce vedeți voi aici pe internet. Noi am mai luat Stress Clean, de fapt soțul a mai luat Stress Clean într-o vreme și a spus că
i-a mers bine cu el, așa că am mai luat unul, 30 de comprimate are. Aici avem un Forcapil șampon redus de la 46,5 la 2, de fapt. A fost redus cu 23,25 de la 46,5, deci a fost tot vreo 23, exact 23-25, practic. Este, îmi cade foarte tare părul în ultima perioadă, chiar am goluri în cap și văd că este fortifiere, densitate, eficacitate, anticădere după 15 zile de utilizare pentru păr devitalizat. Forcapilul creează așa vâlvă în online și nu neapărat în online, cât din punct de vedere al părerilor celor care folosesc vitaminele pentru stimularea creșterii părului, pentru stoparea, pentru stoparea căderii părului, pentru vitalitate, fortifiere și așa mai departe. Unii spun că este pur și simplu placebo și nu se întâmplă nimic, unii spun că este bun. În ultima perioadă am văzut așa păreri controversate și în ceea ce privește acest șampon. Unii spun că nu are absolut niciun efect, alții că i-a ajutat. Eu, sinceră să fiu, nu am vrut să-l cumpăr, ba chiar am insistat la casa de marcat de nenumărate ori să-l lăsăm, dar soțului când îi intră ceva în cap, nu-i mai scoți și nu m-a lăsat să-l pun la loc. Tocmai prin prisma acestor păreri controversate, cum că nu folosește la nimic, eu, având în vedere că fac epilare definitivă anul acesta, nu am mai luat niciun fel de vitamină, ca să nu contracareze cumva efectul epilării definitive. Nu spun că e un lucru bun, că nu am mai luat eu vitamine, nici că e un lucru rău. Într-adevăr, simt anumite carențe și simt nevoia de niște vitamine, dar să termin cu tratamentul acesta ar trebui să-l termin prin ianuarie, zic eu. Da, o să vedem cum este Forcapilul, o să revin la voi dacă este în regulă. Dacă nu, o să-i spun soțului, ți-am zis eu, pentru că eu n-am vrut să-l iau. Da. Și ce am mai luat de la BBT sunt două sticle de Bundaberg cu ananas și cocos. 12,50 lei una. Ăsta n-a avut niciun fel de reducere, dar sunt absolut... Aroma asta este absolut delicioasă. V-am mai arătat eu, cred că în holul trecut BBT, că atunci am descoperit-o pe asta cu cocos. Soțul mi-a spus că el mai băuse anterior, dar nu mai rețineam exact, dar mie cum îmi place aroma de cocos, mi-a plăcut mult și am văzut că a apărut, apropo de arome din astea gurmande și care îmi plac, a apărut Coca-Cola cu Oreo, am văzut și pe aici prin magazine, delicioasă și varianta aia, dar știm că Coca-Cola nu este foarte sănătoasă și încerc și eu să nu mai beau atât de des. Iar aici avem o pungă de la Pepco care conține cumpărături de la Pepco, stați așa un pic, și de la DM. Avem aici bonul de la DM. Am luat niște zilnice de la IESA sau GESA. Uite așa, le-am tot cumpărat în ultima perioadă și au fost 8,45 lei, 50 de bucăți. Înainte să mergem la BBT, am fost la DM. Și în DM a venit soțului ideea să tragem o fugă și până la BBT, pentru că mi-am adus aminte că astăzi este Black Friday acolo. Și luasem șampon, luasem șampoanele astea, l-am recumpărat pe ăsta, pe care vi l-am adus în atenție într-un haul precedent și care mi-a plăcut foarte mult, ne-a plăcut amândurora foarte mult. Este antimătreață pentru scalp uscat, predispus la formarea mătreții, cu parfum de mentă. Formulă cu vitamina B3 și provitamina B5 previne formarea mătreții. Chiar m-a ajutat cu ceea ce înseamnă scalpul descoamat, m-a ajutat cu mătreața, cojițele. Pentru 6 lei, cât e? 6 lei 95. Merită, chiar merită, e mai bun decât Head & Shoulders-ul. Și mă bucur că l-am descoperit. Și totodată am luat și varianta aceasta cu aromă de măr, pentru prospețime și pentru păr cu tendință de îngrășare și vârfuri uscate. Eu știți că am părul deosebit de gras, așadar o să vedem cum este. Sper să ne placă la fel de mult ca ăsta. Și acum avem șampoane pentru... Bine, noi cum ne spălăm foarte, foarte des pe păr, eu mă spăl o dată la două zile pe păr, soțul în fiecare zi spală părul, așadar nu știu cât o să ne ajungă, dar sunt 4-5 acum cu ăsta mic cu tot.
Și tot de la DM mi-am luat pudra asta de la Essence, matifiantă. Nu mai aveam deloc pudră compactă. Bine, de jumătate de an nici nu m-am prea mai machiat. Pe perioada verii nu m-am machiat aproape deloc, dacă nu chiar deloc. Și n-am mai folosit pudră, iar acum de când am început să mă mai machiez, nu astăzi, în speța de față, nu m-am machiat deloc. Dar avem nevoie de pudră compactă pentru că mie pudra aceea liberă, am o pudră de orez și mai am încă o pudră de la Paese, cred, care este tot liberă, de baking, să-i spunem. Dar mie nu-mi plac deloc genul acela de pudre, nu mă înțeleg absolut deloc cu el, e un nor de praf în jurul meu, de pulbere din aia în jurul meu când o folosesc și nu mi se pare că se așează bine pe față, mi se pare că tenul devine așa cakey și că se, nu știu cum să spun, se dispersează totul pe tenul meu în momentul în care o aplic. Nu-mi place, deci revin la asta compactă și astea de la Essence sunt foarte ok. Mi-am luat nuanța 10 Light Beige, că era cea mai deschisă nuanță de la raft. A fost 15 lei aceasta și cu asta am terminat și cu cumpărăturile de la DM, iar de la Pepco am luat niște chestii de care aveam nevoie de data asta, n-am luat nimic în plus, niște baterii pentru că avem luminițe și în jurul toaletei în curând vom avea luminițe, cred că acolo mai lipsește, că în rest avem în absolut toată casa. Nu că mi-ar displace, dar peste tot. Iar luminițele solicită baterii multe și noi suntem mari consumatori de baterii. Știu, o să ne spuneți că poluăm planeta. Ce să facem acum? Asta e. Iar aici avem niște lumânărele cu măr și scorțișoară. Ce bine miros! 10 lei și de astea cumpăr foarte des pentru că ard foarte des ceară și mai ales în perioada sezonului toamnă-iarnă când în casă trebuie să miroasă a arome din astea gurmande. Iar aici avem o cutiuță pe care am luat-o eu să-mi sortez husele de la telefon, să le scot din foliile lor, din punguțele lor și să le pun în asta pentru că nu mai încap în dulap și în momentul în care deschid dulapul în care le țin, cad toate. Și nu suport așa ceva, așadar să vedem dacă pot să le organizez în asta și o să mă întrebați câte huse ai de, le pui, de trebuie să le organizezi. Multe. Am foarte multe huse pentru telefon și sper să încap aici. 8,50 lei a fost aceasta. Și cam astea au fost cumpărăturile. În ultima perioadă multe hauluri se petrec aici pe canal, dar de fiecare dată când cumpăr ceva, vin și vă aduc în atenție pentru că știu că vă place. Nu cumpăr niciodată pentru YouTube, să știți. Nu cumpăr ca să am material de haul, dar când se întâmplă să cumpăr și s-a tot întâmplat, vin în fața voastră și vă arăt pentru că așa ne inspirăm unii de la ceilalți. Deci să spunem că am făcut și eu niște cumpărături de Black Friday totodată. Astea de la BBT. Gata, pentru astăzi vă las. Acesta a fost videoclipul. Să-mi spuneți dacă v-a atras ceva atenția din cele menționate astăzi. Dacă ați încercat șamponul de la Forcapil. Dacă știți ceva despre Alpecin. Spuneți care este treaba cu ele și dacă ați folosit parfumuri de la Misu, că sunt foarte, foarte curioasă, trebuie să miros și parfumurile lor să văd cum sunt, că brandul este din ce în ce mai lăudat și mai prezent pe social media în ultima perioadă. Vă las! Toate cele bune!